Salutare, eu sunt Mihai Anițan, ne aflăm la Outdoor Rec, iar astăzi vorbim despre bicicleta Whistle Oraș cu baterie de 603W, electrică, bineînțeles. În video ăsta spun părerile mele despre bicicletă, cum se simte să dai cu ea și vorbim cât de cât despre componentele ei și tot felul de caracteristici specifice unui e-bike. Prima și cea mai importantă componentă a unui e-bike, fără de care n-ar fi e-bike, este motorul. Motorul ne asistă practic să pedalăm, nu face efortul pentru noi, dar ne face viața mai ușoară și are 4 moduri. Bicicletele au mai multe tipuri de baterii și mai multe tipuri de motoare. În cazul nostru avem un motor de la Oli și bateria are capacitate de 603W, ceea ce comparativ cu celelalte e destul de mare. Ce înseamnă asta? Practic îți dă mai multă autonomie. Cred că la cel mai puternic mod putem pedala în jur de 50 de km, ceea ce este foarte mult. În caz că nu vrei să dai jos bateria, ca toate bicicletele e-bike, și această bicicletă are un port de încărcare. Încărcătorul e destul de normal, îl bagi, dai jos coperitoarea asta de plastic, care e făcută să nu intre apă și tot felul de impurități aici. Și o încarci, durează cam în jur de 2 ore, am estimat eu, am descărcat bateria complet și am încărcat-o și cam în 2 ore s-a încărcat la 100% și e gata din nou de ture lungi. În afară de tehnologia motorului, ce-i fain la bicicleta asta, cadrul este full carbon. De obicei, rar întâlnești în categoria asta de preț a bicicletei un cadru full carbon. Dar cadrul acesta este full carbon, inclusiv triunghiul spate. De asemenea, ce îmi place e că vine cu o furcă super ok, care se poate seta pe arc, și un șoc RockShox Deluxe, genial, pe aer. Deci, posibilitatea de setări la suspensii e chiar mare și mi-a plăcut lucrul ăsta. Chiar am vorbit la un alt video, tot de la Outdoor Rec, despre cum să ne setăm suspensiile astea, că au tot felul de mici butoane și tot felul de opțiuni. Un alt lucru care mi-a plăcut la e-bike-ul ăsta e că are ecranul chiar pe mijloc, deci vezi foarte ușor toate informațiile de care ai nevoie, cum ar fi câți kilometri mai ai până să-ți moară bateria, ceea ce e un lucru de evitat să-ți moară înainte să ajungi acasă, pe ce mod te afli, ce viteză ai și tot felul de informații utile. Și toate sunt accesibile la apăsarea unui singur buton, ceea ce iarăși e destul de mișto. Butonul ăsta de jos selectează informațiile pe care le vezi aici. Celelalte două butoane de aici de sus selectează modul de asistență. Bicicleta asta chiar vine cu echipamente, părerea mea, bune, frâne Shimano. Discurile sunt evident mai mari pentru că greutatea bicicletei este mai mare și avem nevoie de putere de frânare mai mare. Dar controlul lor este foarte bun, modulația e bună și mie tot timpul mi-a plăcut frânele Shimano. Un alt lucru pe care l-am observat e transmisia de asemenea, iarăși n-am putut să mă plâng de ea. Tot Shimano de ore, foarte decent, calitate-preț, eu zic că nu poți să ai mai bun decât atâta. Un lucru trebuie să ai grijă, în schimb, când îți iei bicicleta de nouă, ai grijă cum îți setezi manetele acestea, pentru că poate să fie un pic greu dacă îți place să frânezi cu un deget. Te poate incomoda puțin, dar și despre asta am vorbit în alt video legat de cum să-ți setezi bicicleta mai în detaliu, tot la Outdoor Rec. Nu în ultimul rând, iarăși o chestie destul de mișto, pentru bicicleta asta are un dropper post sau tijă de scaun hidraulică. Asta ne permite, în timp ce ne dăm, să ne ajustăm foarte rapid poziția scaunului, adică apăsăm un buton pe ghidon și scaunul se ridică sau dacă ne apăsăm pe el se coboară. Asta chiar e extrem de folositor. După ce folosești un dropper post, nu mai poți să te întorci la niciun fel de tijă normală.
Părerea mea legată de bicicleta asta după ce m-am dat pe ea, e o bicicletă foarte faină pentru oamenii care vor să facă plimbări lungi, să exploreze locuri noi, care sunt mai slab accesibile cu o bicicletă fără motor, sau nu au mult timp în timpul zilei și vor să iasă la o tură rapidă și să acopere cât mai multă distanță în timpul acela. Mi se pare că la asta sunt cele mai bune e-bike-urile și mai ales e-bike-urile de genul ăsta, care sunt și accesibile ca preț, dar oferă un pachet surprinzător de calitativ. Un singur minus pentru mine, cel puțin, care îmi place să folosesc bicicletele într-un fel mai tehnic sau mai să mă dau un pic mai agresiv cu ele, ar fi greutatea bicicletei. Greutatea asta se simte. Atunci când coborâm cu bicicletele electrice și implicit cu asta, simți greutatea mai ales în viraje, la sărituri, dacă vrei să manevrezi bicicleta cu mâinile, ceea ce vei face destul de des. Dar pentru oamenii care vor în principal să se plimbe, să exploreze, să se bucure de o tură faină pe distanțe mai lungi și nu-i deranjează acest mic disconfort al manevrabilității, eu zic că e un trade foarte fain, e un schimb super bun și chiar merită să considere să cumpere o bicicletă din asta.